Prezență surpriză în această dimineață la DNA. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost chemat la audieri. Băsescu a declarat că a fost citat de procurori în calitate de martor. Bună dimineața! Bună dimineața! În primul rând, de ce la DNA și în calitate a fost chemat aici? În calitate de martor, citație în mașină, da? Telefonul. Este vorba... Dar nu știu în ce dosar. Credeți că este vorba despre dosar care îl vizează pe domnul Călin Popescu Tăricianu? Să credeți la biserică! Pentru că în această vedere, nu știu, aveți ceva informații privind acest dosar? Fostul președinte a ieșit după aproape 4 ore de la aceste audieri, fără a da însă prea multe detalii. Am fost martor la o comisie rogatorie. Din ce țară? Israel? Nu. Băsescu nu a spus nici în ce dosar a fost chemat să dea declarații. Ulterior, fostul șef al statului a venit cu câteva precizări la un post TV, spunând că a fost o audiere în cadrul unei comisii rogatorii, o anchetă a statului israelian care nu vizează cetățeni români.